cunoscut, să fie apreciat, de, în primul rând, de cei apropiați din Covasna. Albumul va fi prezentat de cercetătorul doctor, istoricul literar, Nicolae Scurtu, din București, membru al Uniunii Scriitorilor, chiar face parte din conducerea Uniunii Scriitorilor din București. Poftiți, vă rog, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, e o adevărată sărbătoare aici, la Brașov, unde omagem, prin intermediul imaginii chipul scriitorului Romulus Cioplec. Personalitate inconfundabilă a narratologiei românești, Romulus Cioplec, de un deceniu și jumătate, grație doamnei profesoare dr. Luiza Cornea, a reintrat într-o actualitate cu adevărat meritată. Biografia scriitorului este în general cunoscută, însă de puțini cititori și iubitori ai literaturii naționale. Din nefericire este necunoscută chiar specialiștilor. De aceea, eforturile care se fac la Sfântul Gheorghe și mai ales la Arad, datorită grației muzeului, grației Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, au apărut de-a lungul anilor studii, contribuții, restituiri